Compania fără penal, în care am propus ca cei care au fost condamnați penal, mai ales pentru fapte de corupție, până la reabilitare, să nu mai aibă acces la funcții publice, trebuie să mergem mai departe și să creăm condițiile pentru reînnoirea clasei politice. Evident, politicienii buni trebuie să rămână, dar avem nevoie de politicieni noi, mai ales. Și politicieni noi care să provină din rândul oamenilor care au realizat ceva în viață, care au reușit în diferite domenii și care să aibă acces și la politică, să poată să lucreze și pentru România. Și pentru asta propunem niște modificări în legea electorală care să permită accesul unor astfel de oameni noi, mai ales la nivel local. Pentru că aici se cresc politicienii. Propunem alegerea primarilor în două tururi, pentru ca primarul care e ales să aibă mai multă legitimitate decât acum, când un primar cu 20-25% din voturile celor care participă la vot, deci de multe ori chiar mai puțin de 10% din locuitorii unui oraș poate să fie ales primar. Dacă avem în două tururi, atunci reprezentativitatea lui e mult mai mare. Vrem să eliminăm pragul electoral pentru alegerile locale, pentru a avea acces cât mai multe partide care reprezintă locuitorii dintr-o comunitate locală la Consiliul Local. Vrem să reducem numărul de semnături pentru candidaturile independente, pentru că avem situații aberante în care, conform legii actuale, un candidat independent trebuie să adune mai multe semnături ca să-și depună candidatură decât de câte voturi are nevoie ca să fie ales. Vrem să mai introducem în legea electorală și niște măsuri care să elimine posibilitatea fraudării voturilor. Și anume, vrem să introducem în lege ceea ce noi am făcut în 2016 deja prin hotărâre de guvern, și anume scanarea cărților de identitate la vot, introducerea lor în sistem în așa fel încât dacă cineva se duce să voteze a doua oară, să putem să-l identificăm imediat. Sau să filmăm numărătoarea voturilor la sfârșit printr-un sistem de camere video. Vrem să mai introducem și o mai bună reprezentare a diasporei în Parlament, pentru că în momentul de față avem câteva milioane de români care trăiesc în afara țării și ei sunt reprezentanți doar de 6 parlamentari, de 4 deputați și 2 senatori. Vrem să introducem și posibilitatea ca un cetățean român care locuiește în afara țării, dar are domiciliu în continuare în țară, să poată să voteze la alegerile locale, oriunde se află, sau chiar și la parlamentare, să voteze oriunde se află în contul aleșilor pe care îi reprezintă din comunitatea din care fac parte, acolo unde au domiciliu. Ca să nu pierdem aceste voturi, mulți dintre cetățenii români care sunt plecați în afară, în continuare sunt foarte interesați de ce se întâmplă în localitatea lor, în comuna lor, în orașul lor, și atunci trebuie să aibă și posibilitatea să voteze. Noi nu ne-am pus problema atât a modului în care votează etnic oamenii într-o localitate sau alta, cât a reprezentativității. Un primar, cu cât are în spate mai multe voturi, cu atât are mai mare legitimitate să facă anumite lucruri. Și asta ni se pare un lucru important. Eu cred că mai ales la nivel local, un primar trebuie să fie preocupat de modul în care trăiesc toți cetățenii. Și nu văd cum ar putea să ia anumite măsuri doar pentru anumiți locuitori și nu pentru ceilalți. Deci cred că important e să fie un om gospodar, să fie un om cinstit, să fie un traseu politicii românești. E clar că există o nevoie de o schimbare, e nevoie de o clasă nouă politică. Și Sfântul Gheorghe strângem semnături alături de Dacian Cioloș. Încercăm să încurajăm oamenii să se implice direct, să ai fără să te informezi corect. Să lase canalele de televiziune și de radio care ne dezinformează și să caute informații corecte acolo unde știm sigur că există surse bune.
Implicare directă vine de la a vorbi cu cineva despre un subiect care te frământă. Implicare directă pornește de la, în primul și în primul rând, de la a deschide gura, de a face un pas, a întinde o mână, a da o semnătură pe o inițiativă care poate schimba ceva în bine.